Acum ne pregătim pentru tehnica conștiinței pure. În următoarele minute, te voi conduce printr-un proces ce îți permite deschiderea conștiinței tale. Conștiința ta prezentă. Conștiința ta liberă. În urma acestui proces, vei fi întotdeauna conștientă de conștiința pură, de fiecare dată când vei voi. Acum începem. Așezată confortabil, cu mâinile separate, închide ochii și devină conștientă de mâna ta dreaptă. Fără a mișca mâna, observă cât de conștientă ești de ea. Fii atentă la ce simți în mâna ta dreaptă. Vezi dacă poți simți pulsul sau eventualele tensiuni musculare. Simți vreo senzație deosebită, de un oarecare tip? Vreo ușoară durere, ceva furnicături sau orice altceva? Orice ar fi, observă-le cu atenție. Apoi devină conștientă de senzații generale, cum ar fi cald sau frig, relaxarea mâinii. Devină conștientă tot mai clar de mâna ta dreaptă. Acum devii conștientă de mâna ta stângă, cum ai făcut și cu dreapta. Acum devină conștientă, simultan, de ambele mâini, de ambele palme, ambele antebrațe, ambele coate, ambele brațe, de spate, devină conștientă de ambele mâini, începând cu degetele și ajungând până la spate. Devină conștientă de partea superioară a spatelui. Acum de centrul spatelui. De partea inferioară a spatelui. Și, în fine, de întregul spate. Devină conștientă de umeri, de piept, area abdominală, de bazin,
Devină conștientă de zona pelviană. Devină conștientă de șolduri. De partea superioară a picioarelor. De genunchi. De partea inferioară a picioarelor. Laba piciorului. Degetele de la picioare. Acum devii simultan conștientă de degetele mari de la picioare. De al doilea deget, simultan la cele două picioare. De al treilea deget de la picioare, tot simultan la ambele picioare. De al patrulea deget și de degetele mici de la ambele picioare. Devină conștientă simultan de picioare, de brațe și bust, menținând această conștiință în timp ce devii conștientă de gât, bărbie, mandibulă, urechea dreaptă, urechea stângă, de buza inferioară, de buza superioară, devină conștientă de linia dintre buze. Devină conștientă de nara dreaptă. Și de nara stângă, de vârful nasului, de întregul nas. Devină conștientă de pleoapa dreaptă, de pleoapa stângă, de ochiul drept, și de ochiul stâng. Sprânceana dreaptă. Și sprânceana stângă. De spațiul dintre sprâncene. Devină conștientă de spațiul dintre sprâncenele tale. Devină conștientă de frunte,
de ceafă, de întregul cap. Devină conștientă de corpul tău. De întreg corpul tău. Devină conștientă de spațiul din prejurul corpului tău. Spațiul de aproximativ 30 de centimetri din prejurul corpului tău. Ca și un oval sau ca și un ou ce te înconjoară. Acum permite acestei forme ovale să se extindă dincolo de corpul tău. Devină conștientă de conștiința ta ce umple întreaga cameră. Acum expandează-te și dincolo de cameră și devină conștientă de conștiința ta din întreg edificiu. Expandându-te dincolo de clădire, devină conștientă de spațiul ce se află dincolo de edificiu. Expandându-te tot mai repede deasupra clădirii, devină conștientă de întreg orașul. Expandându-te încă și mai repede, devină conștientă de aria de dincolo de orașul tău, de satele și orașele din prejur. Devină conștientă de întreaga țară. Devină conștientă de statele vecine. Devină conștientă de toată Europa. Devină conștientă de întreg pământul. Devină conștientă de întreg pământul ce se învârte liniștit și cu siguranță în jurul axei sale. Conștiința ta continuă să se expandeze și pământul devine tot mai mic. Ești conștientă de luna argintie, pământul se micșorează tot mai mult, până devine o lumină vibratoare de dimensiunea unei stele pe cer. Conștiința ta continuă să se extindă
și soarele alunecă tăcut alături, devenind tot mai mic, până devine de dimensiunea unei stele de pe cer. Devină conștientă de milioane, miliarde, miliarde de miliarde de stele care umplu cerul. Totul este cuprins în conștiința ta. Conștiința ta continuă să se expandeze în timp ce stelele prind forma galaxiei noastre. Ce se învârte liniștit, cu siguranță, în jurul axei sale. Și încă conștiința ta continuă să se expandeze, până când galaxia noastră devine tot mai mică, până devine o stea pe cer. E inclusă între milioane și miliarde de galaxii de pe cer. În timp ce conștiința ta se expandează, toate galaxiile, toată creația capătă forma unui oval, susținut de conștiința ta. În interiorul conștiinței tale, toată creația este susținută de acest mic și luminat ou cosmic. În timp ce conștiința ta continuă să se expandeze, oul creației devine tot mai mic, de dimensiunea unui grefruit, de dimensiunea unei portocale, de dimensiunea unei lămâi, de dimensiunea unui ou de pasăre. Devine de dimensiunea unei singure stele de pe cer. În timp ce conștiința ta se expandează, toată creația devine la dimensiunea unui punct luminos, susținut de conștiința ta nelimitată. Apoi punctul se dizolvă. Acum devină conștientă din nou de corpul tău aici. Devină conștientă că ești în această cameră umplută de conștiința ta. Totul din cameră este în interiorul conștiinței tale. Ești conștientă și de faptul că toată creația este inclusă în conștiința ta. Devină din nou conștientă de corpul tău în timp ce stai așezată conștient. Acum permiteți să mai rămâi așa câteva momente înainte de a ieși din exercițiu. Menține conștiința ta extinsă în timp ce te pregătești să ieși din exercițiu. Fără grabă, permite suficient timp pentru a ieși conștient din conștiința ta. Percep toată camera cu ochii încă închiși. Mișcă ușor degetele de la mâini și de la picioare. Ești conștientă de conștiința ta ce este infiltrată în corpul tău și în întreaga cameră.
Acum deschide încet ochii în timp ce ești conștientă de conștiința ta. Ești conștientă încă de faptul că conștiința ta umple întreaga cameră, chiar și cu ochii deschiși? Privește un obiect. Ești conștientă de conștiința între tine și obiect? Conștiința ta a existat tot timpul. Pur și simplu, acum ai devenit conștientă de ieșirea ei în afară, din tine însăți. Cum te simți? Te simți în pace? Sau senină? Ai o senzație de ușurință sau beatitudine? Starea de bine ce o percepi e un sentiment. Un reflex mental al conștiinței pure. Nu are importanță dacă ceea ce simți e bucurie sau pace, liniște sau altceva, e rezultatul de a fi conștientă de conștiința pură. Ești conștientă de conștiința ta care umple întreaga cameră exact în acest moment? Vezi? Este încă acolo, întotdeauna trează. Și acum vei fi tot timpul conștientă, în orice moment dorești. Fă-o încă o dată. Devino conștientă de conștiința ta în toată camera. Acum fii conștientă de conștiința ta în tot corpul. Este încă acolo. Conștiința pură este oricum. Este ca halatul de care uiți în timp ce îl îmbraci. Este de ajuns să te gândești, el este tot timpul acolo, gata să te încălzească. În orice moment te gândești la conștiință pură, o regăsești acolo, așteptându-te. Cum existi tu, există și ea. E precum o fiică și o mamă drăgăstoasă. Când micuța simte lipsa mamei, este de ajuns să privească prin prejur și zărește mama ce stă vigilentă pentru ea. Mergem înainte. Devino conștientă de conștiința ta ce umple camera, corpul tău și toată creația. E posibil să o faci, fără efort, e adevărat? Nu trebuie să faci ceva anume pentru a găsi conștiența, așa-i? Pur și simplu, devii conștientă că există. Nu ai nevoie de o tehnică specială pentru a regăsi conștiința atunci când simți că ai pierdut-o. Poți fi conștientă de conștiință pură pentru întotdeauna și fără efort. Nu este fantastic? Încă ceva. Închide ochii și devii conștientă de conștiința ta ce cuprinde cameră. Acum observă cu atenție ceea ce simți.
este un sentiment al sinelui tău. Cu simplitate poți să-l identifici. Trăiești pace sau calm, liniște sau fericire sau un alt sentiment? Descoperă sentimentul sinelui și observă-l puțin. Fii conștientă de el, trăiește-l. Frumos, așa-i? Acum deschide ochii. Devină conștientă de conștiința ta din jurul tău. Și din nou identifică sentimentul sinelui tău. De data aceasta ai ochii deschiși. Poate e același sentiment sau altul, nu are importanță. Fii atentă la sentimentul sinelui pe care îl trăiești acum. E minunat acest sentiment care apare fără să fie legat de nicio activitate, așa-i? Cam asta ar fi tot. Te-am însoțit până aici și acum că ai reușit să te trezești, profită din plin de conștiența ta și de bucuria ce o însoțește.